Bun găsit! Astăzi vom învăța împreună rotunjirea la mii a numerelor naturale în concentrul 0-10.000. Să observăm cu atenție fotografia pe care bunicul le-a făcut-o celor doi nepoți ai săi, Vlad și Andrei, la un concurs de alergări. Bunicul spune așa: Vlad a alergat cam 2000 de metri, iar Andrei aproximativ 3000 de metri. Dacă privim cu atenție fotografia, observăm că Vlad este surprins în dreptul bornei care indică 2100 de metri, iar Andrei în dreptul celei care arată 2800 de metri. Oare a greșit bunicul? Nu, bunicul nu a greșit. Într-adevăr, uneori oamenii, în loc să spună numărul exact, obișnuiesc să spună o valoare apropiată de acel număr, adică rotunjesc numărul. Să vedem de ce a rotunjit bunicul numărul 2100 la 2000, iar pe numărul 2800 la 3000. Ne va ajuta chiar această fotografie în care este arătată și jumătatea distanței prin borna situată la 2500 de metri. Vlad este mai aproape de borna care arată 2000 de metri, de aceea numărul 2100 rotunjit la mii este 2000. Andrei a trecut de jumătatea distanței și este foarte aproape de linia de sosire. Așadar, numărul 2800 se va rotunji la 3000. O altă fotografie îi surprinde din nou pe cei doi copii astfel. Vlad a înregistrat 2453 de metri parcurși, iar Andrei 2936 de metri. Cum rotunjim la mii numărul 2453? El este mai apropiat de 2000 sau de 3000? Desigur, este mai apropiat de 2000, deoarece cifra sutelor este 4. Întrucât 400 este mai mic decât 500, numărul se rotunjește la 2000, spunem noi, prin lipsă. Cum îl rotunjim la mii pe 2936? Din nou ne ajutăm de cifra sutelor. În cazul nostru, 900 este mai mare decât 500, ceea ce înseamnă că numărul 2936 rotunjit la mii este 3000. Rotunjirea s-a făcut prin adaos. Să rotunjim la mii numerele 7381 și 5625. 7381 se află între 7000 și 8000, mai aproape de 7000 decât de 8000, deoarece 300 este mai mic decât 500. 5625 se rotunjește la 6000, pentru că 600 este mai mare decât 500. Acum ești pregătit să rezolvi exerciții de rotunjire a numerelor la mii. Pe curând!